Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. De ce trăiesc amfibienii 10 de ani? Cred că cu toții ați auzit de faptul că broaștele, tritonii și salamandrele trăiesc mult. Cât de mult? Haideți să vă dau un exemplu. Există în Europa o specie pe numele ei științific Proteus anguinus, care are o speranță de viață de aproximativ 100 de ani. Nu vi se pare cam mult pentru un animal atât de sensibil cum sunt amfibienii? Ei bine, longevitatea remarcabilă a amfibienilor, având în vedere dimensiunea relativ mică, se datorează atât perioadelor lungi de inactivitate, atunci când hibernează, cât și mecanismelor diferite de apărare. Multe specii de broaște și salamandre sunt otrăvitoare și au puțini prădători. Unele specii își avertizează prădătorii despre această toxicitate prin culori vii, de exemplu, salamandra. Vedeți galbenul acesta pe fond negru? Acesta este un colorit de avertizare. Mai putem întâlni colorit de avertizare și la alte specii de animale, în special nevertebrate, așa cum sunt bondarii sau albinele. Această caracteristică este numită aposematism. Alți amfibieni poartă culori criptice pentru camuflaj, imitând nuanțele mediului lor principal, de exemplu verdele ca frunzele la broaștele de copac din genul Hila, și la noi în țară sunt prezente două specii, Hila arborea și Hila orientalis, sau maroul care imită covorul de frunze moarte al broaștelor de pădure din genul rana, așa cum este rana dalmatină, pe care o vedeți în aceste imagini. De asemenea, pot să își schimbe culorile pentru a se confunda mai bine cu mediul lor, la fel cum o fac cameleonii. Unii amfibieni combină ambele strategii, de exemplu, broaștele din genul bombina sau buhaiul de baltă, așa cum îl numim popular, are un colorit nu foarte spectaculos pe spate, pe partea dorsală, însă pe burtă, pe partea ventrală, au culori vii ce ies în evidență exact cum vedeți în aceste imagini. Expunerea acestor culori țipătoare, care transmit un mesaj de avertizare, sunt afișate doar în cazul unui pericol iminent. În cele din urmă, unele salamandre folosesc autotomia de coadă, la fel ca și șopârlele, pentru a distrage atenția și a scăpa de prădători. Ce înseamnă autotomie? Adică își pierd coada, mai exact o bucată destul de mare se desprinde de corp printr-un mecanism foarte interesant despre care nu vom vorbi acum în acest clip. Ține foarte mult de fiziologia animală, iar bucata desprinsă se mișcă pentru o perioadă de timp, fiind o momeală perfectă pentru prădători. Această strategie îi dă timp animalului să scape cu viață, deoarece prădătorul se concentrează pe mișcările bucății de coadă rămase pe sol. Coada se regenerează de-a lungul timpului, însă nu va mai fi la fel de lungă ca cea originală. O altă caracteristică interesantă a salamandrelor este capacitatea lor de a-și regenera diferite tipuri de țesuturi și chiar părți complexe ale corpului, așa cum sunt ochii. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.